Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi simulăm cariera lui Tavi Popescu de la FCSB, desigur. O să simulăm cu el 10 sezoane și să vedem cât de bun jucător ajunge. Va fi foarte interesant, așa că stați până la final să vedeți cum ajunge Tavi Popescu. Ca să facem această simulare mai interesantă, desigur că am nevoie și de obiective. Și obiectivele sunt în felul următor: Tavi Popescu trebuie să câștige 4 baloane de aur. De asemenea, el trebuie să câștige Champions League-ul de 3 ori și Super Cup-ul de 2 ori. De asemenea, el trebuie să ajungă la 99 overall, trebuie să câștige 3 ghete de aur și în total să obțină 15 trofee. De asemenea, trebuie să câștige titlul ligii în 3 ligi diferite. El de asemenea trebuie să înscrie 200 de goluri și 100 de asisturi. Niște obiective foarte interesante și foarte frumoase pe care eu zic că Tavi Popescu o să le facă pe toate. Așa că aceasta fiind spuse, haideți să mergem la Tavi Popescu. Unde avem aici la FCSB pe dreapta, chiar dacă el este un left winger, aici este Coman. Vedem că el are 20 de ani, 69 overall, joacă pe poziție de left winger și right winger. Pentru primul sezon, hai să vedem ce putem să-i dăm. Și să fiu sincer, da, perfect, perfect. Știți că mie îmi place foarte mult inverted winger și asta o să-i dăm pentru primul sezon. Desigur că va trebui eu să mă bag aici să fac puțin formația, pentru că nu stau bine jucătorii de câte văd, și revin într-o secundă. E bine, și cam așa va arăta echipa. Eu zic că arată foarte, foarte bine cu acest atac. Mergem și simulăm primul sezon la FCSB cu Tavi Popescu să vedem ce va reuși să facă. E bine, sezonul cu numărul 1 s-a terminat. Așa arată echipa. Tavi Popescu are 72 overall, foarte bine acolo, a crescut plus 3. Iar la goluri se a jucat destul de bine, însă vedem că n-a jucat toate meciurile. Aparent Miculescu, Băluță, care sunt ambii right winger, și Coman, care este left winger, au jucat majoritatea meciurilor. Tavi doar jumătate. Clar nu a câștigat gheata de ori aici. Iar în ligă se pare că nu reușește să câștige. Câștigă aici CFR Cluj la 3 puncte diferență. Însă în Championship Brau câștigă. Deci, da, nu știu, nu-mi dau seama. O să pun că am câștigat, dar nu sunt sigur. Tavi Popescu mai câștigă și Cupa Națională cu FCSB 3-1 versus și la Petrolul. Iar în celelalte competiții, din păcate, nu a participat FCSB. Suntem în sezon cu numărul 2 și în sezonul acesta, să fiu sincer, cred că vreau să-l transfer pe Popescu. Pentru că nu a prins atâtea meciuri și nu vreau ca sezonul ăsta să se repete aceeași chestie, așa că o să-l punem pe lista de transferuri. E bine, și prima ofertă interesantă din Turcia, de la Beşiktaş. Chiar interesant, n-am mai fost până acum la Beşiktaş. Totuși sunt curios ce echipă are. E bine, și până la urmă am acceptat oferta de la Beşiktaş, ofertă foarte bună. Intrăm în echipă foarte, foarte bine, așa că mergem la Beşiktaş. Ei bine, și se pare că Tavi Popescu, ia uite cum pleacă. Pleacă de la FCSB din România și merge în Turcia la Beşiktaş. Ei bine, am ajuns aici în Turcia, unde vedem că echipa este cam ciudată și trebuie să o modific ca să intre Tavi Popescu. Așa că dați-mi o secundă. Ei bine, și cam așa va arăta această echipă. Popescu în stânga, desigur că arată foarte, foarte bine, și restul echipei e ok, ok. Mergem să vedem ce îi dăm lui Tavi și se pare că o să-i dăm un white playmaker, da, un white playmaker pentru el. E bine, și mergem să simulăm și sezonul cu numărul 2 de data asta la Beşiktaş cu Tavi, să vedem ce reușește să facă. E bine, sezonul cu numărul 2 s-a terminat și Tavi Popescu are 77 overall, asta zic. Iar vedem că el în sfârșit a jucat toate meciurile, a scris 17 goluri și 5 asisturi. Însă, din păcate, n-a câștigat aici gheata de aur, este Icardi, el se tocmai pe locul 9. Iar în ligă, din păcate, nu câștigă aici, câștigă Galatasaray, dar care știam că e superioară, însă asta este. Iar în Turkish Cup, cred că câștigă aici Fenerbahce. În Europa League se pare că terminăm grupa pe locul 2, ieșind din grupa asta este important. Însă în preliminar dăm de Leverkusen, bă, cât de ghinion. Dăm de Leverkusen în toate echipele astea. Cine scoate cu 2-1 la general? E bine, în sezonul numărul 3, Tavi în continuare are 77 overall. Însă, să fiu sincer, am venit la Beşiktaş pentru un singur sezon. Așa că haide să-l pui pe lista de transfer să vedem ce oferte mai primim. E bine, și primim ofertă interesantă de la Braga. Chiar interesantă oferta. Însă totuși, hai să vedem ce jucători are. E bine, și se pare că ei folosesc LM și RM. E bine, și vedem că sunt aici doi LM destul de buni la echipă. Așa că, da, nu prea s-ar merita să mergem și noi. Așa că refuzăm această ofertă de la Braga. E bine, și m-a primit două oferte foarte interesante. Una de la Ajax și una de la Feyenoord. Ambele din Olanda. Hai să vedem care este echipa mai bună. Ei bine, și cei de la Ajax nu au un left winger mai bun decât noi, adică ar fi acest left winger, dar nu este mai bun decât noi. Iar restul echipei arată ok, chiar arată foarte bine. Până și la mijloc, câte vedem că e Consesau la echipă.
Și în defensiv arată și aici, ok. Însă aici deja avem un competitor foarte bun, Ivanushek, sau ceva aici oricum. 79 over pentru el, clar n-am trecut și nu prea are sens să merge la această echipă. Iată, mai e și Pike Sao, care tot la fel are 80 overall, deci da, nu căpem în echipa asta. Deși este destul de bună și echipa asta. Ei bine, și cred că până la urmă o să accept oferta de la Ajax. Vreau chiar să mergem la Ajax pentru că scoate foarte buni jucători. Ei bine, și până la urmă pleacă David Popescu și de la Beşiktaş se duce la Ajax în Olanda. E bine, și am ajuns la echipă, arată foarte bine echipa, însă trebuie să băgăm ce ai avut jucătorii. Adică David Popescu, clar. E bine, și cam așa vă arată, zic că arată foarte, foarte bine. Mergem să vedem ce îi vom pune lui Tavi și se pare că o să-i pun eu, da, un inverted winger. E perfect pentru el. E bine, și haideți să simulăm și sezonul cu numărul 3 de data asta la Ajax. Schimbăm în fiecare sezon echipa. Să vedem ce va face Tavi. E bine, sezonul cu 4 s-a terminat și Tavi are 82 overall, l-a ajuns acolo pe Konsei Sao. Iar el a reușit 20 de goluri și 4 asisturi, destul de bine, destul de bine acolo. Însă, din păcate, da, nu câștigă gheata de ori aici, este tocmai pe locul 6. Însă, totuși reușim să câștigăm Eredivisie, mă, bine, mă, avem 2 ligi din 3 completate acolo. Am câștigat și Superliga și Eredivisie. Cu 78 de puncte câștigăm. Iar din păcate, sper că nu câștigăm Cupa Olandei, nu știu, cred că asta este. PSV câștigă aici cu 2-1. Iar se pare că am fost în Champions League în grupa E, însă am antrenat pe locul 3, asta ne-a dus în Europa League, în preliminarii, unde a putut începe Bodo Glimt cu 5-1 la general. Însă în round of 60, nu pot să cred, nu pot să cred, ne scoate FCSB-ul la penaltiuri cu 6-5, incredibil, Tavi Popescu de la FCSB e scos de FCSB. FCSB, bă, în Europa League. Și FCSB merge mai departe, wow. Însă în semifinală pierde versus Sevilla. Wow, ce sezon pentru FCSB. E bine, suntem în sezon cu numărul 4 și să fim sincer, vreau să mai rămânem măcar un sezon la cei de la Ajax. Vedem că Tavi este la națională, poate ne uităm să vedem ce a făcut acolo, însă nu avem obiectiv cu naționala. Mergem înainte să ne uităm ce a făcut la națională, să îi punem un development plan interesant pentru el și vedem că un support winger este cel mai bun pentru el, așa că asta o să-i punem. E bine, și mergem să vedem și România, aparent nu este rău. Da, ok, nu s-a calificat. Ok, asta este. E bine, și simulăm sezonul cu numărul 4 să vedem ce reușește să facă Tavi Popescu la Ajax. E bine, sezonul cu numărul 4 s-a terminat și cam așa arată. Tavi are 86 overall, a crescut destul de mult. Iar la goluri se pare că a jucat foarte bine acolo, 22 de goluri și 9 asisturi. Însă, din păcate, nu câștigă aici, gheata de ori este acest jucător, atacantul nostru cu 22 de goluri. Iar Tavi este tocmai pe locul 5. Însă se pare că câștigăm din nou Eredivisie cu 79 de puncte, câștigăm la golaveraj aparent, ok, nu câștigă la puncte, suntem la egalitate cu PSV și se pare că din nou câștigă PSV aici cu 3-1 Cupa Olandei. Iar din păcate din nou terminăm pe locul 3 în Champions League, unde ne ducem preliminari în Europa League, unde se pare că am bătut pe Dinamo Kiev cu 7-4 la general. Am trecut și de Valencia cu 4-1 la general, însă în quarterfinals se scoate Torino cu 3-0, wow, ok, ok, și câștigă Atletico de Madrid. Întrerup acest video clipmaker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. E bine, în sezonul numărul 5, haide să-l punem pe lista în transfer pentru că trebuie să plece de la Ajax, deja are 86 overall și nu mai vreau să mai rămân la Ajax, așa că așteptăm oferte. E bine, și se pare că prima ofertă foarte interesantă de la PSG pentru 142 de milioane de euro. Destul de bun preț, însă haideți să vedem ce echipă are. E bine, și nu înțeleg de ce vor să-i transfere pentru că l-au pe Barcola, îl mai am și pe Lemina ăsta, pe Dembele, care na, la fel poate să-l folosească pe stânga, Mbappe, care la fel poate să joace pe stânga, dar nu are ce sens să merge la PSG. Așa că, din păcate, pentru PSG o să refuzăm. Și se pare că mai venim două oferte interesante, una de la Juventus și una de la Aston Villa. Hai să vedem totuși ce jucători au. Ei bine, la Aston Villa încăpem în echipă, avem un right winger destul de bun, Diaby, iar în atac avem pe Victor Gyorkes, cred că așa se pronunță, și João Pedro, deci putem să intrăm în stânga. Și de când am văzut arată destul de ok echipa, ok, nu e cine știe ce.
Iar la Juventus știm că fusesc left mid, deci au doi atacanți foarte buni, Moise Kean și Vlahovic. Iar ca lămâ l-au pe acest junior, Samuel Junior, pe stânga și pe dreapta cred că l-au pe Sule, că altfel nu-mi explic, nu au pe nimeni pe dreapta. Barella totuși la echipă. E bine, și oferta de la Aston Villa nu este așa de bună pentru noi, așa că o să îi refuzăm. Iar oferta de la Juventus este interesantă, însă nu pot să-l dau pe Sule, trebuie să-l păstrez. Așa că o să negociez cu ei și o să-l scot pe Sule din ecuație. E bine, și se pare că Davi Popescu pleacă până la urmă de la Ajax, se duce în Italia la Juventus. E bine, și am ajuns și la Juventus, unde echipa arată cam ciudat. Haideți să o schimb eu repede. E bine, și cam așa va arăta. Eu zic că arată destul de bine un atacul ăsta și lui Davi Popescu îi stă bine în kitul celor de la Juventus. Desigur că vom merge și vom pune și lui un development plan și se pare că pentru acest sezon îi se potrivește în continuare inverted winger. E bine, și simulăm sezonul numărul 5 să vedem ce va reuși să facă Davi Popescu la Juventus de data asta. E bine, sezonul s-a terminat, așa arată Davi Popescu, are 90 overall, destul de bine pentru el. El vedeam că a înscris 23 de goluri bine acolo, Davi Popescu, și 11 asisturi. Însă, din păcate, nu câștigă gheata de aur. El este tocmai pe locul 8, câștigă Kvaratskhelia cu 24 de goluri. Iar se pare că în seria, da, nu ne surca foarte bine, locul 6, wow, ok, ok. Și se pare că Supercupa Italiei o câștigă Inter, iar Copa Italia o câștigă AC Milan. În Champions League se pare că trenăm în cupa pe locul 3, unde ducem preliminari în Europa League, unde se pare că îi batem pe cei de la Lyon cu 3-2 la general, trecem și de RB Leipzig cu 3-2 la general în round-ul 16, însă în quarterfinals ne scoate Lille cu 4-3 la general. E bine, în sezonul numărul 6, sincer să fiu, vreau să mai rămânem încă un sezon la Juventus, din că Tavi a ajuns la 90 overall și s-ar putea să ajungă pe la 92 sau 93 după acest sezon, însă vreau să mai rămânem un sezon la Juventus. Din păcate, vedem că a plecat Vlahovic de la echipă, probabil a avut o clauză de reziliere. Vedem că Tavi este la națională, o să vedem și acolo ce a reușit să facă, însă până atunci hai să-i punem DV în planul. Și lui se pare că îi vom pune un support winger, crește ce mai rapid. E bine, și la Euro vedem că România a jucat în grupa C, unde a terminat pe locul 4 fără niciun... Wow, ok, și câștigă Spania, ok, cam viața reală. Mergem și simulăm sezonul numărul 6, vedem ce va reuși să facă Davi în al doilea sezon petrecut la Juventus. În sezonul numărul 6, hai să vedem cine este balonul de aur, câștigătorul balonului de aur, și se pare că este Erling Haaland, da, ok, ok, încă nu este Davi Popescu, încă. Sezonul numărul 6 s-a terminat și Davi are 92 overall, destul de bine pentru el. Și vedem că la goluri a rupt sezonul ăsta, 32 de goluri și 10 asisturi. Iar la gheata de aur câștigă el împreună cu Sule, aici ambii câștigă, cu 24 de goluri. Și se pare surprinzător că câștigă și Seria A cu 85 de puncte. Incredibil, cred că am reușit cu 3. Cu 3 ligi, nu? Deci am completat obiectivul ăla. Nice. Din păcate, în Supercupa Italiei nu reușim, câștigă aici AC Milan. Iar în Copa Italia se pare că este Inter. Iar în Champions League terminăm pe locul 3 în grupa noastră, unde duce în Europa League, unde se pare că am jucat versus Anderlecht și am bătut cu 5-2 la general. Mai departe am jucat versus Torino și am bătut cu 4-1 la general. Mai departe versus Atalanta și am bătut cu 2-0 la general. În semifinale reușim să batem pe Lens cu 6-1, i-am spart efectiv la general, și se pare că vom juca finala versus cei de la Arsenal, adică că reușim până la urmă să câștigăm și noi Europa League. 3, 2, 1 și reușim să câștigăm la penaltiuri cu 4-3, bine mă, acolo câștigăm UEFA Europa League. Din păcate nu este Champions League. E bine, și în sezonul numărul 7 o să-l pun pe Popescu pe lista de transferuri, pentru că vreau să ne mutăm de aici, de la Juventus. Însă înainte să plecăm, vreau să jucăm Super Cup-ul, UEFA Super Cup, ca să câștigăm acel trofeu, dacă reușim să câștigăm. Așa că vom simula noi până la el, să vedem dacă reușim să-l câștigăm. E bine, se pare că Davi a primit câteva oferte, ultima fiind de la Leverkusen, însă nu o să o acceptăm pentru că trebuie să jucăm acest match. Totuși, hai să vedem dacă reușim să câștigăm. Haideți să vedem, o să jucăm versus și la Bayern, să sperăm că o să câștigăm. Echipa asta nu este cine știe ce, dar o să-i dăm un quick sim și haide. Nu pot să cred, bă, pierdem. Wow, Vlahovic e la Bayern, pe bune. 2-1 ne bate Bayern în UEFA Super Cup. Ei bine, și prima ofertă interesantă de la Inter. Ok, ok, hai să vedem totuși echipare. Ei bine, în atac de sigur că este aici Lautaro Martinez. O stângă vedem că este regenul lui Heung-min Son, însă este mai bun decât el. Putem să-l punem pe dreapta, ba chiar. În mijloc îl vedem aici pe Gavi. Un regen, cred că este regenul Toni Kroos. O defensivă destul de bună, zic eu. Iar ca portare este Trubin. Ei bine, și să fiu sincer, nu arată rău Inter. Arată o echipă destul de bună.
mai bună decât Juventus, clar. Așa că, da, presupun că o să mergem la Inter. Ei bine, și oficial, Tavi Popescu este jucătorul celor de la Inter acum. Așa că va trebui și noi să plecăm de la Juventus și să mergem la Inter. E bine, și am ajuns la echipă, însă dați-mi o secundă să aranjez echipa. E bine, și cam așa o să arate, zic, atacul ăsta arată chiar foarte, foarte bine și mijlocul chiar arată bine rău de tot. Și eu zic că o să reușim să câștigăm multe trofee la această echipă. Are potențial. Mergem să vedem ce îi dăm lui Tavi și se pare că o să-i dăm un inverted winger în continuare. E bine, și haideți să simulăm și sezon cu numărul 17, face Tavi Popescu data asta la Inter. E bine, sezonul cu numărul 7 s-a terminat, Tavi are 94 overall, foarte bine acolo, uitați-vă cum arată echipa. Și vedem că Martinez cu un sezon foarte, foarte bun, la 32 de ani, 35 de goluri, Tavi nu este mult în spate, dar este în spate. Iar la goluri se pare că nu este nici Martinez, este Colomani, wow. Tavi Popescu este tocmai pe locul 17. Ok, iar în ligă se pare că nu reușim, este AC Milan, dar cu un sezon foarte bun, 98 de puncte, wow. Roma câștigă în Supercupa Italiei, iar în Copa Italia câștigă AC Milan. Totuși în Champions League, hai să vedem ce am făcut, terminăm grupa pe locul 1 cu 12 puncte, trecem de Chelsea cu 5-2 la general, mai departe trecem de Celtic cu 3-2 la general, în semifinal trecem și de Wolfsburg cu 5-2 la general, iar vom juca finala versus și la Atletico Madrid, asemenea că reușim să-i batem totuși, 3, 2, 1 și nu pot să cred, ne bate cu 2-1 până în finală. Ei bine, în sezonul numărul 8 nu prea avem ce să facem la echipă, bine, nu prea ne avem voie. Însă cred că voi face niște schimbări, adică trebuie neapărat să aducem niște mijlocași de rezervă. Aceștia sunt foarte bătrâni, ambii având 35 de ani. Așa că, da, mă gândesc să aducem niște mijlocași de rezervă. Însă înainte de chestia asta, hai să mergem să vedem ce putem să-i punem aici lui Tavi ca să crească mai mult. Și se pare că putem să-i punem un support winger care este perfect pentru el, ca să crească la 99 overall mai rapid. E bine, și l-a transferat pe Miretti și pe Diara, doi mijlocași destul de buni, care o să ne ajute la echipă. E bine, și haide să simulăm și sezon cu numărul 8, să vedem ce reușește să facă Tavi în continuare la Inter Milan. E bine, sezon cu numărul 8 s-a terminat, așa arată echipa, Tavi are 97 overall, foarte bine acolo. Iar la goluri se pare că este Martinez cu 32 de goluri, Tavi a înscris doar 20 de goluri, totuși destul de bine pentru el. Iar la gheata de aur, desigur, este Martinez data asta, iar Tavi este tocmai pe locul 23. Însă se pare că Inter reușește să câștige seria cu 98 de puncte, wow, efectiv, wow, ce a reușit să facă. Din păcate nu câștigă Supercupa Italiei, câștigă aici AC Milan. Copa Italia câștigă la penaltiuri cu 4-1. În UEFA Champions League se pare că terminăm cupa pe locul 1 cu 11 puncte. Mai departe dă de PSG pe care o scoate cu 6-4 la general. Scoate Interul cu 5-1 la general. Însă în semifinale este scoasă de City la penaltiuri cu 4-3. Și se pare că câștigă City. E bine, în sezon cu numărul 9 o să încercăm noi, chiar dacă nu am câștigat până acum Champions League și nici Balonul de Aur, pentru că nu este nominalizat Tavi, să-l ducem măcar la 99 overall. Și ca să facem chestia asta avem nevoie de un development bun, însă vedem că o să crească cam greu. Totuși punem noi un white playmaker, să sperăm că o să crească. E bine, și haideți direct să simulăm sezonul cu numărul 9, să ne reușim până la urmă să câștigăm și noi Champions League-ul până la urmă. E bine, și haideți să vedem, în 2031 avem peste 97 overall. Hai să vedem dacă reușim să câștigăm Balonul de Aur și se pare că este în sfârșit Tavi Popescu. În sfârșit câștigă Tavi Balonul de Aur în 2031. Destul de greu, destul de greu. Sezonul cu numărul 9 s-a terminat și se pare că Tavi nu a avansat foarte mult, are 97 overall. Însă la goluri a avansat 30 de goluri pentru el. Însă se pare că nu câștigă aici gheata de aur, câștigă Osimhen, el este tocmai pe locul 7. Însă totuși câștigă seria din nou cu 82 de puncte. Din păcate nu câștigă Supercupa Italiei și nici Copa Italia pierde în finală, wow, ok, ok. Totuși în Champions League termină în grupa pe locul 1 cu 14 puncte. Mai departe dăm de Manchester City pe care o scoatem cu 3-1 la general. Mai departe dăm de Barcelona pe care o scoatem cu 4-5 la general. Iar în semifinale dăm de AS Monaco unde o scoatem cu 2-1 la general. Suntem în finală versus cea PSG, hai să vedem că reușim să-i batem. 3, 2, 1 și reușim să-i batem, mă, cu 3-2 câștigăm în sfârșit finala Champions League, tocmai în sezon cu numărul 9. În ultimul sezon, sezon cu numărul 10, vedem că Tavi este la naționalul, să vedem și acolo ce a făcut. Însă noi trebuie să-l ducem neapărat la 99 overall și putem să facem asta cu un inverted winger. Ei bine, și în Euro vedem că România termină pe locul 2 în grupa D, destul de bine acolo. În quarterfinal scoate Spania, incredibil, România scoate Spania.
Însă în semifinală pierde versus cei de la Anglia. Cât de aproape a fost aici România și câștigă Portugalia. Ok. E băgat însă n-a dat niciun gol și a jucat doar un singur meci. Ok. E bine, trecem să simulăm ultimul sezon, sezon numărul 10, să vedem ce reușește să facă Tavio Popescu. Avem Balonul de Aur și Champions League. E bine, ultimul sezon, sezonul cu numărul 10. Haide să vedem cine câștigă Balonul de Aur. Te rog, haide, trebuie să fie Tavio Popescu. Mă, bine mă, Tavio. E bine, și până la urmă s-a terminat și ultimul sezon. Hai să vedem cum arată Tavi și are în sfârșit 99 overall, mă. V-am spus că inverted wing-ul ăla merge mereu. Iar la goluri, 21 de goluri, un sezon mai slăbuț, însă uitați-vă la Lautaro Martinez cu probabil ultimul lui sezon bun, 41 de goluri. Iar la gheata de ori clar este aici cu 31 de goluri. Iar Tavi tocmai pe 20. În ligă totuși câștigăm din nou cu 101 de puncte. Wow! Wow, câte puncte a reușit Interul. Din păcate, uite că nu câștigăm Supercupa Italiei și nici Copa Italia. Totuși reușim să câștigăm UEFA Super Cup. Avem măcar un trofeu de acest gen. Iar în Champions League terminăm pe locul 1 cu 18 puncte. Mai departe dăm de Real Madrid pe care o scoatem cu 4-1 la general. Scoatem și Barcelona cu 2-1 la general. Însă ne scoate Celtic, n-ai cum așa cea, ne scoate Celtic cu 3-2 la general, incredibil, și câștigă Tottenham. Wow, în ce univers paralel când ne scoate Celtic și câștigă Tottenham, nu știu. E bine, și cam astea au fost 10 sezoane petrecute alături de Tavi aici. Am văzut cum a evoluat și pe la ce echipe a trecut. Mi-a plăcut foarte mult că am schimbat destul de multe echipe, cred că pe la 5 echipe. Și Tavi în final s-a jucat foarte bine, câștigă în Balonul de Aur, cred că de vreo 2 ori. Oricum, dacă a plăcut, uitați acolo să apăsați butonul de like, să strângem cât mai multe like-uri, să vă abonați în caz că n-ați făcut deja, să activați și clopoțelul. Am fost Unreal Byte, pa, 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 pa.